Salut, este sâmbătă, mâine e ziua de Paști și m-am gândit să pregătesc o tartă cu lime și lapte condensat. Rețeta pe care o voi folosi este de la Prăjiturela. Am găsit-o pe YouTube la Carmen. Trebuie să-mi iasă și mie, mă duc acum să cumpăr ingredientele. Așa mi-e de groază să merg că a început să plouă. Oh, horror! Urăsc ploaia. Și-am cumpărat ingredientele. Smântână lichidă, lapte condensat. Din păcate nu am găsit lime. Nici la Mega, nici la Profi și nici la un non-stop de lângă mine. Așa că o să folosesc lămâie. Să-mi iasă bine și... Da, să vedem. Cam așa arată tarta. Cred că am pus un pic cam multă lămâie. Dar o să vedem mâine, o pun la frigider și mâine de dimineață o să gustăm. Totul termin. Prima mea prăjitură. Asta mi-ai făcut tu? E bună? Asta eu duc și lui tati și la bunici. Ok, papi face așa. Am fost la bunici, la ambii bunici și le-am dus din tartă. Haide! Ne-am și asortat cât de cât. Am petrecut Paștele cu familia și m-am simțit foarte, foarte, foarte bine. Azi am să rămân acasă și mâine o să filmez ce am să fac. Și am mai vrut să vă zic, nu știu dacă se vede, mi-am făcut sprâncenele cu henna, mi le-a făcut Tania și îmi plac super mult. Le-am pus puțin fond de ten deasupra pentru că mi se pare că mi-a prins super bine culoarea, mi-a prins destul de tare și erau un pic cam închise, dar acum îmi plac foarte mult, se văd foarte frumos. Am ajuns la grădina botanică și din păcate nu avem o vreme chiar atât de bună, dar pufă să râd. E un loc foarte, foarte frumos din Cluj, îmi place foarte, foarte mult. Nu am mai venit din primul an de facultate sau ceva de genul și merită să veniți și voi.